Pot să afirm cu sinceritate că cele mai importante proiecte pe care le-a realizat au fost cele legate de introducerea canalizării în cele trei localități, precum și asfaltarea, să zicem așa, în proporție de 95% a drumurilor din localitățile noastre. Florin Cheaua, primarul comunei Sat Chinez, a vrut și a reușit să ridice confortul cetățenilor din comuna pe care o cârmuiește, dar și a celor din satele aparținătoare, la standardele anului 2024. Mai exact, edilul s-a concentrat pe asfaltarea drumurilor și canalizare. Categoric, fondurile externe sunt foarte importante pentru comunitatea noastră. Neavând destule resurse financiare din bugetul local, am depus diferite proiecte și în colaborare cu alte instituții, mă refer aici, de exemplu, la partea de canalizare și apă, suntem delegat această gestiune operatorului regional Aquatim, cu care am reușit să colaborăm și cu care am reușit să introducem ceea ce vă spuneam, rețele de canalizare și stația de epurare, o nouă stație de tratare a apei în localitatea Sat Chinez. Gândiți-vă că investițiile la cele două proiecte, pentru că unul l-am avut pe fonduri europene, cel care îl facem în colaborare cu Aquatimul, iar celălalt pe fonduri naționale prin vestitul Program Național de Dezvoltare Locală 2, valoarea totală a acestor investiții este undeva la 80 de milioane de lei. Deci o sumă, zic eu, destul de considerabilă, ținând cont de fapt că bugetul comunei Sat Chinez pe un an de zile este undeva la 9 milioane de lei. Iar legat de asfaltarea drumurilor, aici au fost mai multe etape în care s-a lucrat pe mai multe proiecte, unul pe fonduri europene, unul pe buget local, iar celălalt pe fondurile naționale prin programul Angel Salini. Și aici valoarea tuturor proiectelor a fost undeva la 5 milioane de euro. Primarul comunei Sat Chinez a aplicat și accesat fonduri externe pentru aceste lucrări, întrucât, spune edilul, bugetul localității nu ar fi putut acoperi astfel de proiecte atât de importante.